Am să-ți arăt cum să faci cea mai rapidă, fină, cremoasă, gustoasă, aromată prăjitură. Vom face astăzi un tirafinu, adică un fel de tiramisu, dar cu afine. Pentru această rețetă avem nevoie de un pachet de biscoturi, 500 de grame de mascarpone, 4 ouă, sirop pentru a însiropa biscoturile, mai avem nevoie de puțină smântână și zahăr după gust. Și să nu uităm, avem nevoie de cele mai importante, afinele. Începem prin a separa ouăle, albușul de gălbenuș, albușul îl punem cu un praf de sare la bătut spumă, apoi încet pe rând adăugăm și zahărul. Cele 4 gălbenușuri le mixăm cu 4 linguri de zahăr. Pe când am terminat de mixat, crema de mascarpone este gata și bezeaua. Apoi le adăugăm peste crema de mascarpone și amestecăm ușor cu o spatulă de silicon. Crema e gata, e pregătită. Tot ce mai trebuie să facem este să însiropăm piscoturile și să le așezăm în tavă. Vom avea un rând de piscoturi, un rând de cremă, încă un rând de piscoturi și partea finală, un rând de cremă peste care punem afinele. O întindem uniform. Venim și presărăm generos deasupra. Cu afine proaspete, ne uităm să nu fie printre ele stricate. Și gata, prăjitura noastră trebuie pusă la frigider pentru aproximativ o oră sau mai mult, cât timp avem răbdare. Dar cred că nu mi-a luat mai mult de 15-20 de minute să pregătesc această prăjitură fără coacere, fără fierbere. E foarte, foarte simplă și cel mai important, pe lângă că este foarte rapidă, e și foarte, foarte bună. Pre-desert! Pre-desert! Hai, odată! Hai, odată! Hai! Odată! Bine! Bun! Nu ca data trecută. Cum adică? Nu la fel de mult ca data trecută. A fost prea mult data trecută? Da. Așa, desertul ăsta se taie cu lingura, nu așa cu orice, fără cuțit aici. Ăsta-i desert din topor.